foarte onorat că am fost invitat aici și mulțumesc organizatorilor și ai festivalului Nichita Stănescu și ai Târgului de Carte pentru această cinste pe care mi-au făcut-o. Pentru că este a doua oară după 2010, deci după 4 ani, când am această șansă să mă întâlnesc cu dumneavoastră, adică cu publicul din Ploiești. Nu trebuie să vă spun eu cât de important e Ploieștiul pe harta literară a României. Știți foarte bine. Au fost foarte mari scriitori, uriași scriitori, dacă ne gândim numai la Caragiale, care provin de aici din Prahova, și vor mai fi. Vor mai fi mai departe. Poate chiar printre copiii care sunt acum cu noi. Cine știe? Nimeni nu poate ști. Unul dintre ei, acum 40 sau 50 de ani, era Nichita Stănescu. Nimeni n-ar fi bănuit pe atunci. Dacă l-ar fi văzut pe Nichita Stănescu, așa cum e băiețelul ăsta cu șapcă albastră aici. Așa se cheamă Nichita, da? Nu, Stănescu! Oh, no. Până la Nichita mai e așa de tânăr și Stănescu, vorba bancă. Ce să vă spun, domnul Gelu Ionescu a făcut la